Polițiștii din Buzău au desfășurat activități în baza planului de acțiune pirotehnic 2023 pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice. Astfel, în urma verificărilor efectuate la o societate comercială din municipiul Buzău, au fost descoperite 2576 de kilograme de articole pirotehnice din categoria F1 și P1. Din investigații a reieșit că societatea este autorizată pentru comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 în limita a 100 de kilograme. Polițiștii au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor 920.000 de articole pirotehnice în valoare totală de 460.000 de lei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, iar verificările sunt continuate de către polițiști.